Numărul sucevenilor care au solicitat în această vară eliberarea unui pașaport simplu electronic sau a unui pașaport simplu temporar este de aproape 16.000 de persoane. Prefectul județului Alexandru Moldovan a declarat că în perioada 1 iulie 30 septembrie la ghișele Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Suceava au fost preluate 15.816 cereri de eliberare a pașapoartelor, din care peste 14.000 de cereri de eliberare a pașapoartelor simple electronice și 1.000 de cereri de eliberare a pașapoartelor simple temporare. Prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate au fost primite și soluționate de serviciul de pașapoarte din Suceava 3702 cereri. Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate au fost preluate la ghișeele serviciului 547 de cereri, din care 542 de cereri pentru pașapoarte simple electronice și 5 cereri pentru pașapoarte simple temporare. Astfel, în perioada menționată, numărul total al cererilor pentru el. Liberarea pașapoartelor simple, electronice și temporare soluționate de Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Suceava este de 19.518 cereri, 15.816 cereri la ghișeie și 3.702 cereri primite prin ambasade și oficii consulare. În ceea ce privește mânarea și livrarea pașapoartelor prin ghișeul Eliberări Pașapoarte al serviciului au fost mânate sau livrate către solicitant 10.340 de. De pașapoarte simple, din care 1180 de pașapoarte simple temporare, 9160 de pașapoarte simple electronice și 461 de adeverințe care atestă sau infirmă existența limitării dreptului la libera circulație în străinătatea cetățenilor români. Prin curier au fost livrate către solicitanți 5099 de pașapoarte simple electronice.